astăzi mâncăm de la Luca, nu că nu mai avem bani, dar să vedem de ce sunt în stare. Începem cu felia asta de pizza, pare cam simplă. Văd aici care niște șuncă, 3 jumătăți de măsline. Să vedem ce gust are. Cam puține ingrediente, dar la banii ei să știți că chiar e bună la gust. Mamă, ăsta trebuie să-l desfac să văd ce e. Mai departe avem Luca cu măsline. Ăsta sincer nu-mi place, are foarte mult aluat care nici măcar nu pare așa bine copt. O să-l dau lui Elysium. Mai departe avem faimosul Luca tradițional, cu șuncă și cașcaval. Ăsta chiar mi se pare foarte bun și pentru cât de ieftin e, chiar merită. Mai departe avem Luca picant, cu cârnat picant și varză. El cu totul e mai mult dulce, mai bine se numea Luca dulce, nu Luca picant. Ăsta sincer nu-mi place. Ia uitați-l pe ăsta cum arată. Ăsta este Luca haiducesc. Ăsta e bun la gust, dar cam sărăcăcios în ingrediente. Decizie finală, la cât de puțin a costat, merită 100%.